care mai mult dispărut decât ca din război din Ucraina. E un război total. Păi da, ziceam mai ieri în conferințe de pres, și credeți că noi vrem să luptăm cu NATO, că îți dai seama că o să fie al treilea război mondial, o să fie ultimul. Exact. Că n-ați termine numai cu bombardiere și cu... Wow! N-ați și numai în Balcani acolo sau în Europa de Est. Păi dai 6 luni și te duci la vale, te faci chiseliță. E tare periculos. Dacă suntem așa atenți, controlați, imediat mi se împărtășea și este mișul. A, nu coborâm pe aici? Nu, numai am văzut pe Veliște. Frumos, pe Veliște. Și cum la așa peisaj, la Oceanul Atlantic, să te gândești la război, a? Parcă îți vine să te gândești la pace. Corect, corect. Da, nu suferi de înălțime. Ba da, ba da. Mă tem de înălțime și de adâncime, dar parcă aici alături de Vasile. No problem. Sigur. Stai niște, uite, punem așa mâna. Așa. Mă ține Vasilica. Strășnicuț, dar frumos. Cum se cheamă plaja? Se numește Praia Ribeira do Cavalo. Asta ce înseamnă? Coasta Calului sau ceva de felul ăsta. Coasta Calului. Deci în partea aia este o stâncă care are o formă de cal. Dar și aici văd că e una așa ciudată. Și asta atât e rocă vulcanică de milioane de ani. Roasă de mare. Pe unde mai tare, pe unde mai puțin. Da, aici cu bicicleta era greu de ajuns. Și după aceea de ieșit înapoi încă mai greu. Dar iată, ocazie, spun mâna pe apă prima dată după 2 săptămâni de stat pe malul oceanului. Coasta Calului, oho, și de jos e spectaculos. Da. Au și peșteri pe aici. Și ud. Și zici că nu avem semnal de telefon aici. Ne suim pe cheatră? Întâi să treacă valul. Ei, na, o leacă ud. Oprește-o! Oprește-o! Tu ai simțit apa, dar eu de pe cheatră am uși. S-au anihilat unul pe altul. Am crezut că am să reușesc. Curaj, curaj, gândi cu tare, stai? Uite, se întoarce acum înapoi, fii atent, fii atent. Tu le știi logica de-amă. Uite, se întoarce acum înapoi și restrangele. Coasta Calului. Ia că am să mă duc. Am să risc. Chiar dacă mă ud o leacă. M-am suit și ăștia șis. A, scoi. Băi, nu mă uda, băi. Ladna, m-am udat o leacă. Și-am pus mâna pe ocean. Uaaaa! Căldătoare, fug, gata, ajunge. M-am scaldat azi, ajunge. Hai! Mama! Asta țin minte. Cu un picior ud. Am să țin minte. Aventuri. E ok. Da, da, nu mai este frig. 16 grade cât iază afară. Și să urc am ușa. Azi mai șerbând la urcat ca să usuși și tăt pe mine. Dar am pus mâna pe apă. Nu miroase deloc. La cât e de greu de ajuns aici, totuși ai fost de multe ori la plaja asta. Da, câte 5-6 ori. Tot așa, ghidezi pe cineva sau ai venit tu de curiozitate cu nevasta? Nu, vin singur sau vin cu barca, vin cu caiac. A, tu vii cu barca pe apă, nu vii pe chetre. Și e o plăcere cu mine. Mă crezi și foarte atent că timpul se schimbă așa pe ocean. A, da? Pare că e pe parcă apa e calmă și o zi pare. Vine o furtună. Exact, poți să vii o furtună, poți să vii curenți de apă. Și te duc în larg. Sau valuri mari. Stânca aceea parcă e evaporaș. Ce-o plit de apă. Nu pare că pare un elefant. Ia uite așa parcă așa. Uite. Nastră. Care? Asta care e evaporaș? Nu. A cealaltă? Nu văd de elefant. A, parcă e un cap de elefant. Parcă e un cap și stai cu trompa în apă. Și cu creț în frunte. Oho. Spectaculoso. Cum era filmul cel la moldovneț? La limita de sus a cerului, ceva de felul ăsta, da? Nu, nu, recent. Mă tem că e despre aprilie 2009. Tu unde erai la Revoluție? Eram în postul. A, da? Măream de acolo, la pătăiet în Cernie. Din spatele frontului. Da. E că mai sunt unii călători. În zi de joi. Și cu mașina au intrat unul, chiar dacă nu-i voi. Vasile a rămas în urmă. Uau, ce vale abruptă! Am ușa să am de urcat dealul, dar am să urc pe asfalt, că aici numai de coarne am dus-o. Opa, opa! E mare pericol aici. Să intri în viteză, poți să zbori din șa. O, și mă aruncă. Și aici. Și am revenit la far. La farul roșu. Dacă nu, cumva toate farurile moderne le colorează în roșu acum. Ești fără cască, ești teni cu viteză mare, a? Da, era periculos. Ai căzut? Nu, nu. Da, la râpa aceea era mare risc să zbori din așa. Și nu știi unde ai de gât să mă duci? Păi da, dar știi că era asta în urmă. Ia ca stație de tratare a apelor reziduale, ți-am zis că e el. Mirosea, așa? Nu, nu, dar după design. După design mi-am dat seama că stația e îndurare. Și cred că de aici, de la industrie de pește, tot adună apele. Iară frânele mele cântă. Serenade. Este o făcut așa, mai nu voi, în 6 ori. Oho! Eu luat curentul sau ce? Sunt în placa, îi iar doar cu bărăși de motor și încep să facă lumea. Oho! Capul de spișel, el vine la un cap. Da, da, da. Intersecție de vânturi, de curente. Și încep să fie facă lumea. Și încep să ducă în apă, să fie apă în bară. Că dai din exemplu. Nu prea văd desenate piste biciclistice aici, probabil nu prea aveți bicicliști dacă relieful e atât de înclinat. Sunt piste? La Lisabona am văzut o pistă lungă de 10 de kilometri de-a lungul malului, dar aici nu văd nimic. E adevărat că nu sunt praguri și asta permite să mergi cu cărciorul și scaunul rulant și cu bicicleta. Oho, din... Dar cum l-a făcut așa negru? Era cu spray, are un spray de la fel. Și întărește ulea că nisipul. Da. Era cu ghid, era mult mai fain, am mai dat un spray. Mărime naturală. Cum vrei, dar și îți pare că plouă? Lăsăm bicicletele aici, nu? Să ne încurce. Să le luăm lângă noi, ok. Contrasens? Sau? Da. Eu pe aici de 2 ori am mers în direcție inversă. Da. Piața centrală, cum ar veni. Ia uite și Dacia. Să vând pe aici Dacia, Sandero sau și marca ea. Dar foarte rar vezi mașini cu numere străine. În capătul peninsulei nu prea vin străini. Ia ca numere de Franța, mă tin că am văzut și atât. Ai drept de vot aici sau nu ai obținut cetățenia? Eu nu am cetățenia. Nu eu vin, am început să mă merg de condominiu. Dar soția aia. Aici dacă locuiești mai mult 6 ani, nu trebuie. Atât da, noi toți în familie avem cetățenie românească, numai sora portugheză. Oricum, europeană, nu? Da. Dacă acum, dacă soția are cetățenie portugheză, ajut la votarea în România. Da? Deoarece are drept acolo să locuiască. De liberă circulație, dar dacă vii din afara UE, e mai complicat. Da. Na, tu ești cetățean român și puteai ca prin... O Tesla. Asta e Tesla, da? Mașină scumpă, cum ar fi. E electric. A, da? E scumpă, e așa, da. Luxurious car. Un apartament. Depinde și de apartament. Ai auzit la Cluj, era o garsonieră de 11 metri pătrați. Dar crede-mă, că în așa apartament, a trebuit un prieten de-al meu, aici am făcut de-al. Da? Mic. Știi, acolo era cum tu ajungi, prin el a dus la spate, trebuie să intri în casă, te așezi. Ca o mansardă, da, are și Paul Goma, România, cum el trăie la notarul, nu, la librarul, nu știu care, sus, într-o cameră în care trebuia să te așezi pe pat ca să poți închide ușa. Exact, dacă, sau brazilienii mai au, sau înghelut, dacă vrei să schimbi părerea, trebuie să ieși din casă. Ok, mă opresc ca și 5 minute și mi-am niște tăi, ok? Prefer mini prețul. Da. A fost faină călătoria. Excursia. Nu. O căzut. Gata. Deci că m-ați luat bilete și mă întoarceți acasă. Da, eu ne-am luat biletul cu 25 martie în Cluj. Auzi. Da, mă duc să caut gazdă întâi. Și apoi vine și soția în aprilie. Vreau până la Paști și în acasă. Și până 26 aprilie ea să facă fata noastră română. Și vreau cu toată familia să facem așa o sărbătoare, știi? Bun, bucuros să te întâlnesc, te cunosc, sunt încântat. Și eu la fel. Bravo, la capătul lumii și ne întâlnim acasă. Om sunt, dar deal cu deal sunt. Da. Mulțumesc pentru invitație, noroc. Plăcere, ok? Dacă mai vii, mă scriu, bun? Am înțeles. Eu am plecat, hai noroc. Da, pa. Tu napravă e una leva. Ciucalacabum. Am să intrăm să vedem noi gara, că pe partea și el alta mai mers, dar pe la gara încă nu. Baracheiro. Sul do Tejo. Parcă e gara de la Sângirei. Băi, nu mai claxonare. Aici nu e prea gândit pentru biciclete. Platani mutilați. Probabil turiști. Cam asta a fost călătoria mea la Sesimbra. Video de pe deal. Până acolo păstrez bateria. Ca încă multe îți pot întâmpla în 15 km până acasă. Acolo e sens interzis, deci mă duc pe plajă. În centru istoric. În zona pietonală. Ups, poate pe aici. Cu limită de viteză 20 km la oră. Vai deal, vai, vai. Ela se simbra. Papagal. La balcon. Cervejeria. Așa zic ei la berărie. Și că e interzis aici, da? Eu o să intru totuși. Băgăcios cum sunt traguri. Zona pietonală. Cred că am urcat pe aici odată. Acum n-am să mai urc decât pe trotuar. Avantajul bicicletei, poți să mergi în sens invers dacă o iei pe trotuar. Că am ajuns cam departe de drum. Mă uit pe hartă. În sfârșit am găsit ieșirea din orașul ăsta. Dealul e mare, dar și valea a fost frumoasă. Mai ușor de mult e intrat în Sesimbra decât de ieșit pe unde vrei tu. Am intrat pe acolo, pe la cetate, dar mă vreau să ies pe alt drum. Când am intrat în 2013 cu fratele meu, Ghenadie. Probabil nu chiar pe același drum, că sunt drumuri cu sens unic, sunt înguste. Așa că pedalează brevă sau ia bicicleta de coarne. Nu știu să fac dreapta. Pe aici am fost la tribunal mai devreme și m-am întors când îl căutam pe Vasile. Da, iată direcția. Lisabona, Setuba. Oh, iar deal. Cât o fi oare diferența de nivel? Câteva sute de metri. 3-4 sute. Dar e abrupt. Cu viteza minimă, dacă nu cumva o să dea scobor acolo. În schimb, o să am amuși peisaj frumos de sus, ca de la cetate sau castel. Să mai opresc o leacă. E greu. Moșnea acolo la deal. Obositor. Nu știu cât e ceasul, dar au tras clopotele la biserică. 4. Vasile Ciorici zice că a fost super fain. Mă bucur. Cruta. Mă duc spre casă. Ora 4, pe la 5 ar trebui să ajung. Acolo e portul și plaja la care am fost cu Vasile. Și acolo e cetatea unde am fost cu mama și cu Ghena în anii trecuți. Dar acum mă întorc la dealul ăsta, pe unde am coborât vertiginos cu fratele pe biciclete cam 9 ani în urmă. Amu și mai urc pe bicicletă, dar deocamdată mai trag sufletul. Vorba vine sufletul, că eu, ateu fiind, nu cred în povești de astea. Da, băi! M-a salutat, ori m-a înjurat. Că adică de ce nu merg cu bicicleta? Ia ca mă sui. Ia uite cum pedalez la deal. Mai că mă ridic într-o roată. Atât de abruptă e dealul. Aici sus și vântul bate. Soarele dintr-o parte. Sper să nu mă prind noaptea pe drum. Dacă nu o să am niciun incident, nici o problemă tehnică, ar trebui să ajung încă ziua cu soarele la orizont. Sesimbra văzută de sus. Merita să urc dealul ăsta ca să o văd de aici. Din partea opusă. Și să mă opresc o leacă să meditez. Aici văd un copac de smochin. Mirișor. Acolo orășelul Sesimbra, de pe malul Oceanului Atlantic. Încolo e spre sud e Africa, spre apus încolo continentul american sau continentele, ambele. Marea Caraibelă. Ieșiți cu bicicleta sau pe jos, explorați, nu stați în casă. Transpirația de la efort înseamnă sănătate. Îndrăzniți, nu trebuie mari cheltuieli, mari investiții pentru așa călătorii. Vreau să testez puterile, îți fortifici sănătatea și cunoști lumea la fața locului. Parcă-s pe vârf de deal, dar încolo mă uit că-s la jumătate de deal. Mă duc eu mai departe. Sper că v-am motivat să faceți și voi ca mine sau chiar mai bine, mai rațional. Vedeți și vedeți și acolo unde sunteți. Nu trebuie taman să veniți la capătul lumii. Dar cum sunteți mulți plecați și multe emigrate, ieșiți din casă, faceți-vă vacanță. Îndrăzniți. S-ar putea să aveți numai o viață. Nu lăsați pentru alte existențe ipotetice. Încă țăl latră, dar aici pare să fie locuința cuiva în grotă. Este interesant om care trăiește în grotă. Băi, câine lat, șezi cu mișor acolo. Păzește teritoriul, dar nu te baga peste mine, că eu nu mă bag peste tine. Băgăm viteza întâia și dealul, sau a câta e. Întâia cu întâia. Cea mai mică viteză. Dai cel mai des din pedale, dar urci dealul. Am urcat dealul Sesimbrei pe drum asfaltat și acum o iau pe drum de țară, că altfel de unde aventură dacă mergi pe acolo pe unde merg mașinile și autobuzele. Hai, Dadi! Cred că au o carieră pe aici sau o dezgoamă. Cred că tot cumva pe aici am urcat și cu Ghenadie atunci, în 2013, în direcție inversă. Acum cobor. mă duc și da, am impresia că o să urcăm acolo cu creasta dealului, să înconjurăm cariera. Dar mai sus de atât n-are cum, că deja suntem sus. Curiozitatea de a descoperi drumuri noi și aventuri costă riscuri și energie. Dar acum, de ce nu-mi spune pe unde trebuie să o iau? Ce nu știe că e intersecție? Halal ghid am avut azi. Din câte văd, trebuie să o iau la dreapta, să o colesc cariera, exact cum am presupus. Hai așa. Fi interesant și pe la carieră, dar am fost odată. Dacă mă duc împrejurul ei, unde merg bicicliștii temerari. Și biciclistele curajoase. Important este să mă prindă noaptea pe aici, că am lumineță slabă și baterie terminate la telefon. Da, 15 km nu e un cap de om, chiar și pe în junglă. E abia ora 4 și un sfert sau și jumătate. Greu la deal. Așa ne lămurim. Sunt multe intersecții aici. M-am scos la un drum asfaltat, dar mă duce din nou la dreapta pe drum de țară. Tot mai bine. De drumuri libere de mașini. Aici dacă ai cască și frâne bune, n-ai de ce te teme. Acum am intrat în sat. Greșit la dreapta, trebuia la stânga. Dar sper că am acuși ieșire pe strada cealaltă. Băi, câine e rău. Strada Luca Zanova. Acum cred că să fac dreapta. stânga, apoi la dreapta. Lămurește-mă unde sunt. A, trebuie să intru în curba asta. Și iar ieșim pe drum de țară. Ok. Hai și așa. Cu mătra. Dacă zici că e fain drumul ăsta de pe la Năsip, te-am ascultat. Zici că în jumătate de oră ajung acasă. Hai! Gazul! Gard electric. Oha! Dar nisipul e foarte lunecos. Era să mă arunce din șa acum, dacă am ieșit de pe calea asta tare. Intrat pe mijlocul drumului. A, dar aici nici n-am avut de ales. Nici prea încet nu trebuie să mergi, cât funză în nisip. Nici prea repede, cât te aruncă. Trebuie viteză medie. Răs la stânga. În Vale Iuleacă mai e negru pământul și mai puțin lunecos. Copaci de plută. Seculari. Câte tone de coajă de plută o strâns oare de pe ei într-un veac. Sunt unii și mai tineri, unii sunt foarte vechi. Sârmă gempată. Partea cealaltă, gard electric. Protejează oamenii, afacerea, proprietatea. Aici Google zice să virezi la stânga. Cu grijă, e lunecos. Bicicliștii se salută, dar motocicliștii nu prea. Sunt solidari cu bicicliștii. Drumuri sparte ca la Chișinău și unele zone din București. Aici e la țară, la cap pământul. De plută. Din 2019 curățat. Indică anul când i-a tăiat coaja ca să calculeze când e următoarea roadă. Plantație de viețe de vie cu irigare. Udă via de cu iarnă. Probabil la ei deja e primăvara. În februarie. Pământul e strașnic de sărac. Lutos, nisipos. La Portugalia e cunoscută ca producătoare importantă de vinuri. în Europa. Apa nu-i potabilă. Totuși, dacă am ajuns la izvorul ăsta de la Oleiruș, pot să zic că-s acasă. Cam aici se încheie aventura mea. Măcar să mă răcoresc dacă nu pot să beau. Pot să beau apă acasă, din robinet. Cred că am vreo 50 km azi pedalat. Diferență de nivel, ha-ha-ha. Probabil cât 5-700 de metri să am până la 1 km. Să vedem. Ce alee de eucalipt. Poți să zici că e secular. Nu știu dacă are 100 de ani, dar sigur e din secolul trecut. Și din mileniul trecut ăsta, poate că are și 100. Aldeie de Irmaus sau Oleiruș, nu știu ce fie aici. Aproape că-s acasă. Mai iau un izvor aici așa și nu scrie că ar fi apa nepotabilă, așa că probabil o să beau de aici, din robinet. Mai am și sticla mea, dar nu e aceea ca de la izvor.